Camera de Comerț și Industrie Prahova derulează proiectul strategic Regions for Jobs pentru îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor și a persoanelor inactive. Acesta își propune să ofere susținere pentru ocuparea unui loc de muncă sau dezvoltarea unei afaceri proprii. Șomeri, persoane inactive, angajatori, reprezentanți ai AJOFM-ului, oameni care sunt interesați de activitățile care se desfășoară în cadrul proiectului. Majoritatea activităților se desfășoară în cadrul centrului de mediere, care este localizat la Camera de Comerț și Industrie Prahova și care are un sediu secundar la Giurgiu, pentru că noi avem activități pe care le desfășurăm și pentru regiune, respectiv pentru județul Giurgiu. Proiectul se derulează pe o durată de 3 ani și este implementat în regiunile Nord-Vest, Centru și Sud-Muntenia. În cadrul conferinței au fost prezentate și activitățile și cursurile care pot fi urmate de cei prezenți. Cursuri de IT, de antreprenoriat, de limbi străine, s-a început cu limba engleză, dar dat fiind că există o mare cerere din partea șomerilor pentru limba germană, ne-am autorizat și pe limba germană și vom începe o serie și de germană. Și cursurile de vânzător. Cursurile de vânzător sunt foarte cerute de persoane care doresc să inițieze o afacere privată, un PF, un II în acest domeniu. La conferință au participat și posibili angajatori ce doresc să coopteze personal pentru diferite locuri de muncă. Am venit în ideea că poate identificăm noi canale, noi relații pentru dezvoltarea unor colaborări. Poate în final vom dezvolta și partea noastră de colaboratori pe partea de asigurări. Ce vă interesează pe dumneavoastră în mod special? Pe mine să-mi găsesc un serviciu și cred că pe toți cei care suntem aici ne interesează să găsim serviciu. În ce domeniu v-ați în protecția mediului, calitate, construcții sau în orice domeniu. În ziua de azi nu mai alegi. Camera de Comerț va continua să se implice în astfel de acțiuni.